Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii Portocalii Aurii. Astăzi avem un invitat special la noi la emisiune, un maestru al sunetului, Karma este numele lui și este un walk-in. Dar mai multe vă voi povesti după ce ne va cânta el la acest instrument minunat. Acum, te invit să So cânți. I introduce myself Yes. Ok. in my language. In your Am să mă language. prezint în limba mea. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. V-am făcut această mică introducere în lumea sunetului cu un maestru al sunetului, Karma, și acum voi începe să vă citesc despre ce este vorba și cine este Karma. El este un walk-in. Cărțile de spiritualitate descriu într-un mod simplu și clar definiția unui walk-in. Este vorba despre un transfer de suflete în corpul unui copil sau al unui adult. Mai precis, sufletul unui corp decide că e timpul să plece înainte de moartea corpului în care se află, pentru că și-a terminat misiunea în această întrupare și pleacă în lumină pentru a se pregăti de următoarea încarnare. Acest suflet poartă denumirea de walk-out. Și atunci un alt suflet preia corpul. De obicei, sufletul care preia corpul are o misiune spirituală și schimbă tot traseul existențial al corpului în care intră. Transferul de suflete are loc rapid, fie în timpul unei come, fie în altă situație. Foarte interesant subiectul când este citit prin reviste sau cărți, dar devine fascinant în realitate când întâlnești un walk-in. Invitatul nostru de astăzi, Karma, este un walk-in. Numele lui este Ranveer Singh Tuli, iar numele dat la moartea lui este Karma Dondup. Pentru că este un walk-in, adesea voi folosi numele Ranveer, care reprezintă numele lui, al corpului fizic, și karma, care este spiritului, care a intrat în 30 septembrie 2006. El ne-a adus tot felul de acte, de dovezi din ziarele de atunci. Sper să reușim la sfârșit să facem măcar câteva instantanee a acestor acte.
Ranveer s-a născut pe 13 aprilie 1976 în New Delhi. În 2006 el lucra ca director al unei firme foarte mari de divertisment. În 30 septembrie 2006, inima lui s-a oprit, pulsul lui a încetat să bată. În câteva ore în care Ranveer a fost inconștient, s-a produs schimbarea și spiritul lui Karma a preluat corpul lui Ranveer. A urmat momente foarte ciudate în care tot ceea ce însemna realitate și viață pentru Ranveer au suferit schimbări, începea să observe că nu are un corp sănătos, că nivelul de energie este foarte scăzut și percepea lucruri și energii care fusese străine până atunci. După o perioadă de timp, identificarea cu corpul, fiind foarte puternică, a urmat 2 ani în care viața lui s-a schimbat la 160 de grade, una după alta a părăsit totul, inclusiv locul de muncă, relațiile, familia, locul pe care îl numea acasă, orașul în care trăia, tot ce a avut acumulat și tot ceea ce era el. Eu zic că este o poveste de film. Your life is a story movie. It's a movie story. Yes. Every life is a movie story. Orice, yes, but yours is un film. The best. Deseori chiar mama lui îi spunea că nu mai știe cine este, că nu mai știe cine este, că nu seamănă cu cel care a fost fiul ei. Încet corpul lui Ranveer i-a dat voie lui Karma să preia conducerea. A fost un proces conștient de moarte. Totul a început cu o imagine a unui ochi pe care l-a văzut. Era ușor ridicat către ceruri și avea o strălucire aparte, o strălucire pe care o cunoștea dinainte, dar nu știa de unde. Într-o noapte a auzit în somn Tapoan. Cuvintele erau atât de clare încât a sărit din pat întoi nopții treaz. A aflat că Tapoan este un loc în Himalaya, pe vârful ghețarului Gantori, la 4463 de metri deasupra nivelului mării. Întâmplarea a făcut ca în zilele următoare un profesor să-i arate cartea Autobiografia unui yogin și a văzut prima oară poza lui Mahavatar Babaji și a simțit conexiunea cu el. A doua zi a plecat fără nicio pregătire, fără bani suficienți către Tapoan. Au fost multe zile de singurătate în această perioadă, dar într-o dimineață s-a întâlnit cu maestrul glorioasa lui formă de aur. Schimbul a fost direct și fără cuvinte, gândurile i-au fost suspendate. A rămas imobilizat o bună bucată de timp. Când s-a întors din munte, a început să aibă viziuni regulate, a primit mai multe informații despre viețile anterioare în care a fost vraci și despre următorii pași pe care trebuia să-i facă în continuare. S-a reîntors în orașul natal, a demisionat de la locul de muncă și a plecat de acasă. Printr-o întâmplare misterioasă a avut șansa să cunoască o mare maestră numită Mama, discipolul direct al lui Yukteswar Maharaja, student al lui Babaji. Ea a fost cea care l-a ajutat să-și curețe toate corpurile, a reînviat abilitățile lui de tămăduitor, dobândite în cele multe vieți pe care le-a avut ca vraci înainte. I-a spus că toate vor fi bune pentru el dacă va urma instrucțiunile în deplină credință. Tot ea l-a îndrumat să folosească sunetul, să continue să cânte la harpă pentru Babaji. A dispărut din viața lui, la fel de misterios precum a intrat. Urmând mesajele, el a intrat într-o mănăstire budistă, unde a fost primit de Kamapa al 17-lea din lineajul de Kagyu, care l-a inițiat în budism și i-a dat numele de Karma Dondup, adică cel care ajută să-ți împlinești scopul vieții. A fost ca și cum i s-ar fi deschis porțile pentru misiunea lui în viață. Următorul profesor a fost Sadhguru. S-a antrenat în mănăstirea lui și a trecut prin toate programele de yoga avansate. În cele din urmă a primit îndrumări pentru a pleca de acolo și a se implica într-un program de reabilitare a animalelor. Este specializat în terapia tigrilor și a elefanților și face în continuare terapie cu animalele.
După împlinirea acestei misiuni, a plecat în Auroville, care este un oraș creat în 1968 de o femeie lider spiritual în India. Este un oraș universal, unde momentan trăiesc în pace și armonie oameni din 49 de țări. Menirea acestui oraș este reunirea umanității. În viața lui a apărut apoi o persoană care i-a propus să plece în Germania pentru a lucra ca terapeut. Aici a întâlnit-o pe viitoarea lui parteneră, care întâmplător era din România. Împreună cu ea a fondat o companie, Reîntoarcerea la Sursă, așa cum a fost îndrumat de către Babaji. Terapiile pe care le practică Karma sunt terapie prin sunet, folosind o gamă largă de instrumente, cum ar fi gonguri, boluri tibetane, xilofon, tobe șamanice, hand drum, tonge drum, harpă. Cele mai mari instrumente pe care el le folosește sunt patul harpă, care curăță la nivel celular, ajută în recuperarea în cazuri de dureri cronice și este acordat special pentru fiecare chakră, astfel încât să armonizeze toate corpurile la toate nivelele. Sistemul cu 14 gonguri indiene în format plat, care doar în 10 minute fac trecerea de la undele alfa la beta, teta și delta. El mai practică terapii șamanice, terapia cu cristale, terapia budistă Lama Fera pentru probleme spirituale, hipnoterapie clinică certificată cu specializarea în relații, frici, fobii și toate tipurile de eliminare a diverselor dependențe. Mindfulness pentru reducerea stresului, bazat pe modelul de terapie cognitivă comportamentală, terapia bazată pe neuroplasticitate cu specializarea în îndepărtarea depresiei și practici meditative preventive. Neuroplasticitatea reprezintă proprietatea de recuperare funcțională în urma unei traume prin reorganizarea țesutului nervos. Practic, se restabilesc conexiunile neuronale, terapie pentru eliminarea convingerilor limitative, proceste budiste de curățare și de purificare de case, firme, terenuri și proiecte, terapia și comunicarea cu animalele domestice și sălbatice. Karma este un suflet înalt vibrațional, a cărui misiune în această încarnare este trezirea spirituală a oamenilor și îndrumarea lor. Este învățător, terapeut, este un învățător spiritual avansat, profesor de yoga, deține cunoașterea din multe vieți anterioare, dar și pe cea dobândită, în ca urmare a faptului că a trăit în multe mănăstiri din India, după ce a intrat în acest corp și a învățat metode terapeutice ancestrale. Cam asta este descrierea pe largă a lui Karma, pentru că trebuia să o spunem, să vedem cine este invitatul nostru special din această emisiune. Mai ar trebui să spunem că el este și botezat ortodox și numele lui botezat ortodox este Rafael. Rafael. Yes. Your name is Rafael. Rafael. Cam ce ai mai avea de adăugat la această prezentare, Karma? What would you have to add to this presentation? First of all, bună ziua to all my brothers and sisters. În primul rând, bună ziua tuturor fraților și surorilor mei. And that sounds a lot what she just said. Și sună că a spus foarte multe despre mine. But it's not just from this life, it's coming from many. Tot ceea ce e nu este doar din viața asta, ci din multe vieți. And first of all, I would like to also say that everybody is a walk-in. Și în primul rând, aș vrea să spun că fiecare dintre noi este un walk-in. Someone starts right from the starting point. Și unii încep de la punctul de plecare, de când ne naștem. Someone like me comes halfway. Și unii ca mine vin la jumatea drumului. It's just that we all have our different purpose that brings us here. Este vorba că toți avem corpurile noastre pentru un anumit scop pe care l-avem de îndeplinit aici. And my purpose brought me to Romania. Și scopul meu m-a adus aici în România. I have lived here before. Am trăit aici înainte, în alte vieți. Many brothers and sisters had to be met again.
Și am avut de întâlnit mulți frați și surori din nou aici, în această viață. Some help had to be given, some to receive. Unii ca să primească ceva de la mine, alții ca să-mi dea, să-mi dăruiască ceva. And lots of learning. Și foarte mult de învățat unii de la alții. Eu mă bucur că ai venit în România. She's very glad because you came here. Și am avut ocazia să te cunosc. Și sinceră să fiu, you. Nu te-aș fi invitat în emisiune dacă n-aș fi experimentat pe propria în piele and she wouldn't toate acele sunete in, minunate. This show if she wouldn't be there and you play for her that beautiful sounds. Pentru că foarte mulți pentru că foarte mulți spun că fac foarte multe lucruri, because dar nu simți nimic. Many people say that they are doing a lot of things, but you cannot feel anything from them. Dar terapiile pe care le terapia, mai bine zis, că am făcut decât but una the singură which la gave patul to me at cu the, harpă, harp bed. Mi s-a părut ceva ireal. Seems to me to be something irreal. Not ceva real. Ca din filme. Like from exagerez. The movies. And I'm not exaggerating. Extraordinar. It was extraordinar. Extraordinary. O forță a sunetului fenomenală. A force și of the sound am și spus very, very big. Că tu ești un maestru al sunetului. And that's why I presented you as a master of the sound. God is always doing amazing things. Dumnezeu yes. face întotdeauna lucruri extraordinare. And one of the things that essentially makes the experience more amazing is sound. Și unul dintre lucrurile care face experiența mai extraordinară este sunetul. And each of our soul have a sound. Și fiecare dintre sufletele noastre are un sunet. Just like in India they talk about how we have evolved through various planes. În India se vorbește despre cum noi am evoluat în diverse planuri. So we have been a crystal. Deci am fost un cristal, poate într-o viață. And that's why everybody doesn't go for the same crystal. Some go for some go for the others. Și de aceea nu toți mergem către același cristal. Fiecare merge și își alege un alt cristal. We love flowers, but we go for one particular flower, that one. Așa cum iubim și florile, dar întotdeauna ne place o anumită floare. Because we have been these. Pentru că noi am fost asta. But we didn't stop, you know. Dar nu ne-am oprit. We have even been these lovely animals that we see. That's chiar, how they say. Chiar am fost și animalele pe care le vedem și pe care le iubim. And even as humans today we don't stop. We go more forward. Și nu ne oprim, mergem din ce în ce mai mergem din ce în ce spre înainte. But one thing that remains continuous with our journey is our sound. Dar un lucru care rămâne fix în această călătorie a noastră este sunetul nostru. Now science has researched that even our organs have a particular sound they resonate most to. Acum oamenii de știință au găsit chiar că fiecare organ are un sunet specific cu care rezonează. And by creating certain sounds for the organs can be purified, cleansed. Și creând anumite sunete pentru diversele organe, în acest mod noi le purificăm și le curățăm. So when we are playing these different sounds on the instrument, it's creating various processes through the organs, throughout the body. Deci se creează diverse procese prin organele noastre și corpul nostru folosind diverse sunete. And the relaxation is the byproduct of the brain. Iar relaxarea este produsul bio al creierului. So when the brain allows itself to go into slower and more relaxed frequencies. Deci când creierul își permite să meargă în frecvențe mai relaxante și mai încete. So from alpha to theta to delta. De la alpha la theta la delta. One starts to experience relaxed states. Fiecare dintre noi începem să experimentăm starea de relaxare. But according to our own spiritual level, as much as we have evolved. Dar corespunzător stadiului în care noi suntem în funcție de cât am evoluat. We experience different things. Experimentăm lucruri diferite. You are very evolved, so you were able to experience much more deeply. Tu ești capabilă să experimentezi foarte, foarte lucrurile foarte în adâncime. Când am predat acum de curând templul Arhanghelului Mihail. When I teach about the temple of Michael, Arhanghel Michael. Yes. Ni s-a spus că nu avem încă acces la nivel de omenire, la nivelul solfegic. They told us that for the moment, at this level of humanity, we don't have access to the solfegium level. Și cine va reuși să stăpânească sunetul?
And the one who will be the master of the sound va cuceri tot. He can be the master of everything. Pentru că sunetul este cea mai înaltă formă de vibrație. Because the sound is the highest form of vibration. Yes. Yes. Se pot vindeca atât de multe lucruri prin sunete. Se pot vindeca atât de multe. You can heal so many things through the sounds. Încât lista este nesfârșită, practic. So that this list can be unfinished. You cannot finish the de list. La vindeca, tot, de la ameliora, de la a echilibra corpul fizic. From balancing the physical body. Yes. De a elimina tot felul de dependențe. And erase a lot of dependency. De a recupera filamente de suflet pierdute prin diverse sunete. And bring back a lot of soul filaments. Yes. De a elimina aspecte din tine care nu-ți mai folosesc. And just get out of some aspects of you which are not useful for you anymore. Yes. Până ați deschide inima la cele mai înalte forme de iubire. Until you can open your heart at the highest forms of love. Yes. So she has just defined what neuroplasticity is all about in a spiritual way. Chiar ai definit ce înseamnă neuroplasticitatea în mod spiritual. Is the perfect definition for neuroplasticity. Este definiția perfectă pentru neuroplasticitate. So, there are scientists are researching that there is a part in the brain called the nucleus accumbens. Oamenii de știință au descoperit că există o parte în creier care se numește nucleus accumbens. And this part is responsible for the reward. Care este responsabilă pentru recompensa, să spunem. It also creates addictions. Și care creează pentru recompensă și creează adicții, dependențe. And this particular part, which is a very very important part of how we learn. Și această parte este o parte foarte foarte importantă despre cum învățăm. Is highly influenced by music. Și ea este influențată în mod foarte puternic de muzica mea. So in neuroplasticity they are expressing to us in our courses that either we use it or we lose it. În neuroplasticitate, în cursurile pe care le-a ținut, se spunea că noi ori folosim, ori pierdem ceva din acest sunet. So whenever the changes are happening, și când brain adjusts. Când schimbările se întâmplă, noi doar ajustăm. Let's take a very everyday example. Să luăm un exemplu de zi cu zi. Something makes you sad. Ceva te face trist. And the first day when you feel this sadness, you don't feel good about it. Și prima oară când simți această tristețe, nu te simți bine. Când vorbești, când o simți în corp. And at the level of the brain and nervous system, you try to understand what is this experience about. Și la nivel de creier, încerci să înțelegi despre ce e vorba în această experiență de tristețe. And next day you again have the same experience of sadness. Ziua următoare ai aceeași experiență de tristețe. And brain starts to understand should it keep it or should it respond to it. Și creierul începe să se întrebe și încearcă să înțeleagă dacă trebuie să țină această stare sau să-i răspundă. In scientific language they say if the brain finds it novel or good or bad. Și în limbajul științific se spune că creierul înțelege dacă este bun sau rău, adică îi dăm un titlu. And when the repetition of the experience happens, the brain changes itself. Și atunci când se repetă din ce în ce mai mult această stare, creierul adoptă această stare. And it starts to become comfortable with sadness. Și începe să se simtă confortabil cu tristețea. Earlier it was believed that only brains of children are growing up to a certain age. Înainte se credea că doar creierul copiilor poate să crească până la o anumită vârstă, să se dezvolte. But we have so many examples in our life where we went through certain experiences. Dar avem atâtea exemple în viața noastră când am trecut prin atâtea experiențe. And were deeply affected by it. Și ne-au afectat foarte profund. Because our brain changed for it. Pentru că creierul nostru s-a schimbat pentru aceste schimbări. O să ne mai povestească multe alte minunății karma imediat după pauză. Și tot atunci o să ne cânte și la un alt instrument. Vă așteptăm!
Bine v-am regăsit după pauză. Te-aș ruga să ne mai povestești câteva experiențe de ale tale din India. Please tell us some more experience of your own in India. After I came into this body. După ce am venit în acest corp. I had this repetitive experience of looking at these eyes. Am avut această experiență repetitivă de a mă uita în acei ochi de care v-am vorbit. And they were very very different because these eyes were turned upwards. Și erau foarte diferiți pentru că erau îndreptați în sus, nu erau o privire normală. And usually you don't see people with eyes upwards on the street, you know. Și de obicei pe stradă nu vezi oamenii cu ochii în sus. And slowly I was led to meet this teacher called Sukumari. Și apoi l-am întâlnit pe acest profesor numit Sukumari. And she had this very important need to give me this book. Și el a fost ca și cum a simțit o nevoie foarte, foarte presantă de a-i da această carte, autobiografia unui yogin. Yes, and as soon as I saw this book and I saw this master. Și cum am văzut cartea și l-am văzut pe Babaji. Something just altered in me. Ceva pur și simplu s-a stârnit în mine. I had shivers up my spine. Pur și simplu am avut furnicături pe piele și pe șirea spinării. And the next day of it I heard this voice which said to me Tapovan. Și apoi am auzit și acest din nou acest cuvânt Tapovan. And I packed my bags and mi-am făcut bagajele. In a short time I was in this mountain 4,500 meters above. Și în scurt timp eram pe vârful muntelui la 4500 de metri. Câți ani ai stat în India? How many years did you stay in India? From 2006, so it's 12 years old. Din 2006, deci eu am 12 ani acum. Mulți înainte. when I să ne jucăm frumos împreună. We can play very beautiful together. Yes, yes, yes. And when I reached the mountain Shivling, it's called Mount Shivling next to Tapovan. Când am ajuns pe acest munte care se numește Shivling și este lângă Tapovan. And it's a place where you don't find anybody. Este un loc unde nu găsești pe nimeni. And luckily some Swedish mountaineering expedition had happened there. Și din fericire era acolo o expediție de alpiniști din Elveția. They left their boxes and their hardware over there. They just abandoned it. Și abandonaseră tot ceea ce le rămăseseră pentru că plecaseră deja. And I met a yogi there who made a small house from și that material. Și l-a întâlnit acolo un yogin care din ceea ce au lăsat această echipă, el a făcut o mică căsuță. I told him that the sky was my tent. Dar a spus că cortul lui este cerul. He said, I need neuroplasticity. Și yoginul i-a spus că e nebun. And during my stay there on the same week. Și când am stat acolo în acea săptămână, I had the first experience of my master. Am avut această prima experiență cu maestrul meu, cu Babaji. This is not very justifiable to put it into words. Și nu e foarte ușor să pui această experiență în cuvinte. And I received what I had to receive from him. Și am primit ceea ce aveam de primit de la maestru. I didn't want to come back. Și nu am vrut să mă mai întorc. But he said go back the way you came. Dar el i-a spus acest mesaj: du-te înapoi pe drumul pe care ai venit. And he will contact me again. Și eu te voi contacta din nou. And from that step that I took from that day. Și din acel pas pe care l-am luat în acea zi. I'm just passing. Pur și simplu merg. Merg pas după pas. And that's how am I started. Înțeles. Și așa am început. Și niște dovezi. So I understood, you also bring us some proofs. Spune-ne cu ce terapii te ocupi în România. Ce faci în România? Tell us now, what are you doing in Romania? What kind of therapy are you making? Actually, the first therapy I made was with my Romanian partner and that's why I landed up in Romania. Prima terapie pe care am făcut-o a fost cu partenera mea româncă și așa am aterizat aici. As you know, love takes you very many places. Pentru că, după cum știți, dragostea te duce în multe locuri. La capătul lumii. And now until the end of the world. Yes, yes, yes. Okay. And now I plan to do some satsangs and different kind of events. Și acum plănuiesc să fac diferite evenimente și satsanguri. And I'm bringing out various kind of therapies which include crystal work. Și aduc în România diferite terapii, cum este munca cu cristale. Shamanic therapy. Terapia șamanică. A fost extraordinar la el în casă. Are atât de multe cristale cum n-am văzut niciodată in your house. Numai geode. So many...
You have so many crystals that she never saw this in a house. Yes, I had to carry the Himalayas with me. Am cărat Himalaya cu mine. I didn't want to leave the place, so I thought I will take it along with me. Deci nu am vrut să părăsesc locul și atunci m-am gândit să iau locul cu mine. Locul te echilibrează foarte mult, locul unde ții toate cristalele. Echilibrează pe toată lumea. The place where you keep your crystals is balancing all the people which are coming in your house. And it also creates a meditative experience. Și de asemenea creează o experiență meditativă. And because our life are always taking us outside. Pentru că întotdeauna viața ne duce în afara noastră. And we are forgetting the way inside. Și uităm ceea ce este în interiorul nostru. So the work that I'm wanting to do for my brothers and sisters. Deci munca pe care vreau să o fac pentru frații și surorile mele din România. Is to help them find their way back in. Este să-i ajut să găsească drumul către interior, înapoi, către ei. Întoarcerea la inocență. It's a return to innocence. Yes, and that's what my master told me to do. Asta mi-a spus maestrul meu să fac. E o muncă grea. Pentru că oamenii au pierdut calea de mult. It is a hard work because people lose their way. Yes, that's why the first message he gave me was return to source. De aceea primul mesaj pe care l-am primit a fost reîntoarcerea la sursă. There are many doors to go out. Sunt multe uși prin care poți să ieși afară. But there's only one door that brings us in. Dar e doar o ușă care ne aduce în interiorul nostru. And Jesus said very right, it opens from inside. Și așa cum a spus și Iisus, că se deschide dinăuntru. And we have stress that takes us out. We have addictions that take us out. Avem stres și dependențe care ne scot în afara noastră. One day one student asked an Indian teacher, how will I know that I have awakened, I have become enlightened. Într-o zi un elev l-a întrebat pe profesor cum știu când am devenit iluminat. And the teacher said when no thought or feeling takes you out. Când niciun fel de sentiment nu te poate scoate afară din tine. Neither yours or neither another one. Nici al tău, nici al celor din jurul tău. But without grace even return is not possible. Dar fără grație, nici măcar întoarcerea nu este posibilă. Și spune, organizezi și excursii în India? Do you organize also trips in India? Yes, for the spiritual seekers, we are planning these trips to work on all the 7 bodies of a person. Pentru căutătorii spirituali, organizez aceste excursii în India, în care vom lucra pe toate planurile și toate corpurile noastre. It's when we travel, we experience change and different perspectives. Când călătorim, experimentăm schimbare din diverse perspective. But we do not retain those changes for a long time. Dar nu le putem reține în noi pentru mult timp. It's a very good deal for the travel tour operators. Și este un deal foarte bun pentru tur operatori. To make any change permanent, we have to work on all the bodies that we have. Pentru a face orice schimbare să fie permanentă, trebuie să lucrăm pe toate corpurile pe care le avem. And the efficiency of a therapist matters on how much access he has to different bodies in himself. Și eficiența unui terapeut este dată de cât de mult acces are el însuși la corpurile sale. And that is why I was guided to do different kind of work for mind, for body, for subtle bodies. De aceea am fost ghidat să fac diferite feluri de terapii pentru minte, pentru suflet și pentru corpurile subtile. And when spiritual seekers are wanting to evolve, we take them to different monasteries in India. Și pentru cei care vor cu adevărat să evolueze, îi ducem la diferite mănăstiri din India. And some monasteries are based out of more energy in their quality. Unele mănăstiri au ca și calitate o mai multă energie. And some are based out of stillness. Altele pe nemișcare. So for example, Mahavatar Babaji's monastery is exceptional for the spiritual body. De exemplu, mănăstirea lui Babaji este excepțională pentru corpul spiritual. Another master in India, Ramana Maharshi. Un alt maestru în India, Ramana Maharshi. Who was teaching through silence. Preda prin tăcere. Is an excellent space to do work for your mental body. Și acolo este un loc excelent să lucrezi pentru corpul tău mental. And like this, the whole trip is planned in such a way that everyone can feel their different bodies. Și așa întreaga excursie este planificată ca fiecare persoană care merge să-și simtă toate cele 7 corpuri. And different practices are given that they can incorporate those. Și de asemenea li se dau diverse practici ca să poată să incorporeze aceste experiențe pe care le vor avea acolo. So when we start a trip,
we first meet the person and ask what are the challenges he's having in his life or she's having. Deci înainte de excursie ne întâlnim și îl întrebăm pe participant care sunt provocările tale. What is the cum e viața ta? What aspiration they have from this trip? Și ce aspirații ai pentru această excursie? And then I give them some frequencies that they must listen to every day. Și apoi le dau niște frecvențe pe care ei trebuie să le asculte în fiecare zi până la plecare. As I explained about neuroplasticity, it allows the brain and the nervous system. Pentru că așa cum am explicat cu neuroplasticitatea, asta dă voie corpului și creierului și sistemului nervos to come into the desired state to receive these energies from these different places. Să vină în starea de a dori să primească cu adevărat aceste energii din locurile în care călătoresc. And while we are in these monasteries, we do specific practices and specific monasteries. Și cât suntem în fiecare mănăstire în parte, facem practici specifice pentru acea mănăstire și acel corp la care lucrăm. And when they come back, we hold regular meetings every month to make sure this practices goes into lifestyle. Și când ne vom întoarce, vom avea întâlniri lunare cu practici care ne vor ajuta ca ceea ce am schimbat să rămână o permanență în noi. Because you go to meet a motivational speaker and after you come back home. Pentru că te poți duce să întâlnești un speaker motivațional și când ajungi acasă. And your wife gives you one motivation. Și când soția ta îți dă un motiv. And you throw the speaker out. S-a dus cu totul tot ceea ce ai învățat de la acel speaker. So it's very important to incorporate into your lifestyle the change. Deci este foarte important să incorporezi schimbarea în stilul tău de viață. Then you're not affected by thoughts, feelings and emotions. Și atunci ai putea să începi să nu fii afectat de gânduri, sentimente și emoții. You build on this flame and you make it a fire. Pur și simplu clădești această flacără și îți faci focul tău propriu interior. And you don't care what other people are doing. You keep going right there. Și nu-ți pasă de ceea ce fac ceilalți oameni. Tu pur și simplu mergi înainte. Se știe că există niște mănăstiri în India care sunt înalt vibraționale. 5D deja. We all know that there are some monasteries in India that are very high vibrational, like 5D. Yes. Unde te conectezi direct cu sufletul tău. Where you can connect directly with your own soul. Și o excursie acolo întotdeauna îți va eleva nivelul de conștiință. Cu atât mai mult dacă e un maestru al sunetului însoțitor, este ceva miraculos deja. And to make a trip there also with the master, it will be amazing for your soul and your body. The master is only one. Yes. Maestrul este doar unul. Da, și noi suntem canale prin care se manifestă în funcție de cât de curate sunt toate chakrele noastre și cât de multe blocaje am înlăturat în viețile trecute și în viața asta. And we are channels through which God is manifesting and it depends everyone which what kind of channel it is according to how many time we work with ourselves and what blockages we have left out. În România faci niște întâlniri bilunare de duminica după amiază, faci de două ori pe lună. In Romania, I know that you make twice a month some meetings. Yes. Ce teme tratezi la aceste întâlniri bilunare? Sunt cursuri, sunt întâlniri, cum le numești tu? How you name them? They are classes, they are meetings. What themes do you have for these meetings? We call them satsangs. Le numim satsanguri. Where everyone gets together to share wisdom. Astfel încât toți cei care ne adunăm împărtășim fiecare înțelepciunea. And in these satsangs, there are three main parts of this whole evening. Și sunt trei părți principale în aceste satsanguri. The first part is about coming inside. Prima parte este despre a veni înapoi în interiorul tău. For which we use a lot of sound and different instruments. Și pentru asta folosim diverse instrumente și mult sunet. And it also involves a certain kind of consciousness work. Și implică de asemenea o anumită muncă de conștientizare. Where the participants are guided through a certain kind of meditative practice. Și participanții sunt ghidați către o anume practică meditativă. And since my Romanian brothers and sisters like break very much. Și cum fraților români le plac mult pauzele. So after the break we start with some breathing practices. După pauză începem cu niște exerciții de respirație. And breathing practices which are
more suitable for individual people. Și în general, practici de respirație care sunt corespunzătoare anumitor tipuri de indivizi. So for example, everybody is today trying to do yoga. Pentru că de exemplu, acum toți încercăm să practicăm yoga. But we must understand yoga is not an exercise. Dar trebuie să înțelegem că yoga nu este un exercițiu. A person who is a left brain person. O persoană care își desfășoară activitatea mai mult cu partea stângă a creierului. More dominated through left brain. Este dominat de partea stângă. If you teach that person more invigorating exercises. Dacă îi predai exerciții de învigorare, more energizing breathing processes. De a se energiza mai profund. Or certain yoga postures which create more energy. Sau posturi yoga care creează mai multă energie. It will create a lot of energy in the mental. Creezi o grămadă de energie mentală. We have to control the divorce rates and și trebuie fights. Dacă controlăm rata divorțurilor și certurilor în căsnicie. In the same way, if you teach a right brain dominated person. La fel dacă este o persoană dominantă cu partea dreaptă a creierului. More relaxed and yog nidras. Mai relaxată. He or she is already into relaxation. Aceste persoane deja sunt în relaxare. It's preparation for depression. Și asta e prepararea pentru depresie. So it's very important that each person is understanding why they need to do a certain practice. De aceea e important ca fiecare persoană să înțeleagă de ce ar trebui să facă o anumită practică. Spirituality is not about my posture of yoga is better than yours. Pentru că spiritualitatea nu este despre postura mea de yoga e mai bună decât a ta. And yoga is not the goal. Și yoga nu este scopul. Yoga is the means to the goal. Yoga este mijlocul pe care îl folosești pentru a ajunge la scopul tău. So how zen and how meditative you are on your cushion. Deci cât de zen și cât de meditativ ești pe perna ta? Does not matter if you are not that outside. Nu contează dacă tu ești în afară. So the third part of the meeting is all about taking it outside. Deci a treia parte a întâlnirii este totul despre a scoate afară, a elibera blocaje. So in the second part we learn what we can do every day to keep harmony inside. Deci în partea a doua învățăm ce putem să facem ca să ne menținem armonia în corpul nostru în fiecare zi. And in the third part we learn how to take this and share out. Și în partea a treia învățăm cum să luăm asta și să împărtășim în afara noastră această stare. And this is spirituality. Și asta este. Sharing with everybody. Asta este spiritualitate, a împărtăși cu toată lumea. Sper să stai cât mai mult în România, că sunt o droaie de oameni de echilibrat aici. I hope you will stay a lot of time in Romania because there are a lot of people to be balanced. God suntem un popor minunat, un popor ales de Dumnezeu, dar un pic dezechilibrat. We are wonderful people, chosen by God, but also we have some disbalances. All have disbalances. Yes, noi toți avem. And that is why we are here. We are here to create more balance with one another. Și de asta suntem aici, să creăm mai mult echilibru unii cu alții. And isn't it more beautiful to be able to grow? Perfection has no growth. Și nu este mai frumos să fii capabil să crești, pentru că perfecțiunea nu mai presupune creștere. Imperfection creates love stories. Imperfecțiunea creează povești de iubire. Creativity. Am avea de ales acum să ne spui pe scurt ce rezultate ai cu tot ceea ce faci tu sau să ne cânți la această minunată harpă. Avem de ales, pentru că mai avem câteva minute din we emisiune. We have only some minutes and you have to choose if you want to speak about your results or you want to play to your harp. I would share the harp. Okay. Voi împărtăși sunetul harpei. Și acum harpe. Ne va cânta for the results, you need to câteva come. Minute. Harp you take now. Dacă o să mai avem timp la sfârșit să vă spun unde îl găsiți pe Karma, o să vă spun. Te rog să ne cânți. Now please play for us. Thank you.
Where is this experience taking place? Unde are loc această experiență? Is there any part of your experience? Există vreo parte a acestei experiențe? That is not taking place here. Care nu are loc aici? And is this here? Și este acest aici? Different from that here there. Diferind de acel acolo? There is only one place here. Există un singur loc care se numește aici. Has anyone ever experienced something there? A experimentat cineva ceva vreodată în locul numit acolo? Everything is always here. Totul este întotdeauna aici. My brothers and sisters. Pentru toți frații și surorile mele. A fost ca o minunată. A fost ca o minunată ploaie de vară. Te rog să ne spui într-un minut unde te găsesc cu oamenii. Please tell us in a minute where the people can find you. Your Facebook address. If you have your Facebook address. It's Karma Dondup. Karma Dondup. Karma Dondup îl găsiți pe Facebook, pe Karma Dondup. Mai există și alt loc unde doar acest loc este deocamdată. Probabil în viitor o să-ți faci și un site. Și maybe in future you will make a site. Yes, the site is under the name of Return to Source. Există un site care este sub numele de Reîntoarcerea la Sursă. Am înțeles. And regarding our events, we can be contacted with Carmen Ionescu. Ok. Carmen Ionescu este asistenta lui, Karma, și cu ea puteți lua legătura pentru tot felul de informații în ceea ce privește contactul pentru Karma și să-l găsiți, să mergeți la sesiuni de terapii, de meditații sau în India. Vă vom lăsa detaliile în, la 6 TV sau puteți să o găsiți pe Facebook pe Carmen Ionescu. A fost o reală plăcere să fie alături de noi. Thank you very much. It was a real pleasure. Vă mai așteptăm la noi. Vă mai așteptăm la noi. Din toată inima îți mulțumesc pentru această minunată ploaie de vară și pentru acest suflu proaspăt pe care l-ai adus în România și la emisiunea Portocalii Aurii. Din toată inima mulțumesc. From all my heart, și vouă vă mulțumesc, dragii mei, pentru că ne-ați urmărit la această emisiune, la Portocalii Aurii, și pentru că am mai pus încă un fruct valoros aici, în acest copac al unimii și al creativității care ne unește pe toți. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și să ne bucurăm de sunetele miraculoase ale naturii, ale vieții, ale karmei și a tuturor celor care ne înconjoară. Din inimă vă iubesc. La revedere! La revedere!